Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Vorbim astăseară despre învățământul novăcean, despre învățământul liceal, despre liceul din Novaci, pentru că avem plăcerea să fie în studioul nostru doamna Mădălina Popica, directorul acestei instituții de învățământ, căruia îi spunem bun venit. Mulțumim pentru invitație și să sperăm că o să convingem în emisiunea de astăzi telespectatorii că liceul din Novaci este o instituție serioasă și o instituție de prestigiu în județul Gorj. Cel puțin după rezultate, după imagine, după trecut și după prezent până la urmă, și o să vedem astăzi că sunt foarte multe acțiuni care le organizați, cu siguranță aveți aceste, să zicem, atribute ale unui învățământ de calitate. De fapt, discuția noastră cred că ar trebui să înceapă chiar cu ce a însemnat, să trecem așa puțin prin, eu fiind și profesor de istorie, să trecem puțin prin trecutul acestui liceu, pentru că nu e un liceu apărut ieri, e un liceu cu ștate vechi de funcționare și care s-a, de-a lungul anilor, a avut cu ce să marcheze, să zicem așa, evoluția zonei novăcene, zonei de nord a județului. Da. Liceul din Novaci a fost înființat în 1956. A funcționat o perioadă în clădirea școlii generale până s-a construit localul propriu și s-a dat în funcțiune în 1969. Dar de la început a fost una din instituțiile de prestigiu, de onoare în învățământul gorjan. În sensul că în acea perioadă liceele erau în Târgu Jiu și s-a considerat oportun și înființarea unui liceu în zona de nord a județului, noi fiind cel mai vechi acolo în zona de nord. Dascăl extraordinare au fost la începutul liceului și faptul că a fost o pornire extraordinară, asta a impus an de an și generațiilor de dascăli care au urmat la catedră, la liceul din Novaci, să fie oameni serioși, să fie dedicați meseriei și care să lase urme în educația pe care au oferit-o și cunoștințele pe care le-au oferit elevilor și absolvenților din Novaci. De aceea, școala novăceană, liceul novăcean, este astăzi reprezentat frumos în toată lumea. Avem absolvenți care lucrează în universități din străinătate, în universități din România, în institute de cercetare. Sunt absolvenți care recunosc sprijinul pe care l-a oferit liceul din Novaci în formarea lor profesională. Iar noi ca dascăli ne mândrim astăzi, acum vorbim de un prezent, de fiecare dată când promoțiile care au absolvit se întâlnesc an de an la noi la liceu. Deja ne pregătim. Deci se păstrează această tradiție. Este o tradiție și emoția aceea și confirmarea muncii noastre se face în momentul în care din toate zonele țării, de peste tot, absolvenții vin și vorbesc cu mândrie despre realizările lor și mulțumesc dascălilor pentru ajutorul pe care l-au primit. Cred că este gura de aer pe care o primește învățământul liceal și în același timp, până la urmă, ca orice dascăl, te mândrești cu rezultatele elevilor. Da, și aceste multe zeci deja de generații înseamnă 60, foarte mult, da, înseamnă foarte mult în evoluția Novaciului, în evoluția zonei, cum spuneam. Dar vorbind de trecut, nu putem să nu vorbim de prezent la Novaci. Este liceul din, să zicem așa, din afara Târgu Jiului,
care rivalizează cu siguranță cu cel puțin alte două instituții de învățământ mai tinere, dar care au crescut mult în ultimii ani, și mă refer la Coșbuc, Colegiul Național George Coșbuc Motru, și Cărbuneștiu, care e și el este un liceu de tradiție. Nu întâmplător v-am amintit Cărbuneștiu, pentru că aveți o altă tradiție. Examenul de bacalaureat îl susțineți împreună, da, la Novaș sau la Cărbunești. Da. Da. Noi în Novaci avem, haide să-i zicem, un pic de orgoliu. Participăm la concursuri școlare și totdeauna obținem premii. Și asta pleacă, să zic, munca asiduă pe care o depun elevii și profesorii și de la interesul pe care îl arată elevii, familiile elevilor, dar și, bineînțeles, colectivul de cadre didactice pentru promovarea unui învățământ de calitate. Acum vorbim despre ce înseamnă, sau apropo de prezentul acestui liceu, vă vedeți foarte prezenți pe lângă concursuri și de orice tip la olimpiade. Și de regulă, dar nu surprinde, de obicei, lumea s-a obișnuit ca, să zicem așa, primele locuri la olimpiade să fie obținute de cei din Târgu Jiu în special, sau cum spuneam, Mae Coșbuc Motru. Nimeni însă nu se miră când apare Liceul Teoretic Nova și apare destul de des cu copii acolo în fruntea clasamentului. Ceea ce înseamnă că oamenii s-au obișnuit cu chestia aceasta și s-au obținut constant aceste rezultate de nu mai surprind pe nimeni. Da, eu zic că este o normalitate până la urmă. Elevii din Novaci obțin și locul întâi și locuri 2 și locuri 3. Anul acesta mai este o fază. Sâmbătă va fi Olimpiada de Tehnologie Informației, faza județeană, deci nu s-au terminat încă. Unde ați avut rezultate foarte bune anii trecuți. Am avut rezultate frumoase anul trecut. Dar dacă facem un bilanț pentru rezultatele de anul acesta, aș vrea să evidențiez rezultatul la limba română a unei eleve, Moța Adriana, mențiune, la istorie Moța Adriana, aceeași elevă, premiul al doilea, Surupăceanu Ionela, premiul al treilea, Tucă Teodora, mențiune la istorie, la biologie avem locul 2, Gherghe Mădălina, la fizică Puiul Arisa, locul 2, Ciocan Gabriela, mențiune la fizică, este... Și aș vrea să fac o paranteză. La fizică, de câțiva ani nu am avut reprezentanți. Anul acesta s-a înființat în liceu un cerc de fizică-chimie și pentru copiii care au înclinații spre aceste domenii și, uite, rezultatele nu au încetat să apară. Avem la concursul Haimovici, la matematică, Duță Carmen, locul întâi. La religie Puiul Arisa, locul 2, la discipline economice avem mențiune, la franceză avem loc 1, deci e fetița de clasa 10 a Popescu Patricia, care deci calificată la faza națională. Avem și în sport rezultate frumoase, avem la handbal băieți locul 2, la atletism cross locul 2 o elevă Cepoi Mihaela și la pentatlon fete locul al treilea. Astea sunt rezultatele pe discipline, dar avem și un doar la ultima ediție a olimpiadelor. Deci, practic, da, olimpiadele acum, de anul acesta. Astea sunt rezultatele de anul acesta. Iar la activități, la alte concursuri la care liceul a participat, avem un premiu special la Festivalul de Teatru, la care participăm an de an cu trupa liceului, pregătită anul acesta de doamna Iuliana Firu și domnișoara Ica Udriște. Da, să spunem apropo de teatru, că sunteți protagoniștii acelui festival organizat la Novaci, că de regulă cu copiii de la liceu și chiar și de la școala generală se fac acele spectacole din festivalul Sabin Popescu. Da, zilele teatrului școlar. Deci cumva aveți o tradiție care trebuie să o respectați și de asta, să spunem așa, aveți un drum deschis și în această direcție. Da, foarte multe rezultate bune și dacă amintim de aici și celelalte concursuri și care
care nu sunt cu statut de olimpiadă, dar concursuri importante pentru că se confruntă de multe ori foarte mulți copii, este, arată o imagine a unei școli de elită care preocupată de, cum spuneam, de calitatea demersului didactic. Dar pentru că vorbeam tot de prezentul acestui liceu, ce ar însemna din perspectiva, nu știu, numărului de elevi, număr de clase, număr de cadre didactice, ce înseamnă la acest moment Liceul Teoretic Novaci? În anul școlar 2016-2017 avem un număr de 537 de elevi, 21 de clase și 43 de cadre didactice. Nu toate au normă întreagă la noi la liceu, mai sunt cadre didactice care lucrează în două școli. Sunt profesori bine pregătiți. Avem o fluctuație, să zic, de 15% care pleacă an de an, dar avem titularii care rămân și, zic eu, se cunoaște munca totuși în a titularilor. Sunt... Da, dovadă că rezultatele sunt constante, da. Chiar dacă fluctuează personalul, este clar meritul este în primul rând al titular, dar asta nu înseamnă că și ceilalți nu-și aduc contribuția când sunt, când sunt acolo. Nu pun problema asta, pun problema continuității. Deci contează foarte mult să fie profesorul, să aibă continuitate 4 ani la aceeași clasă. Fluctuația asta se întâmplă în toate școlile din România până la urmă. Cu siguranță se întâmplă asta, pentru că așa e și legislația, așa sunt și concursurile, că e o problemă care se pune foarte des în momentul când nu merge treaba într-o anumită școală, unul dintre cei mai huliți sau mai înjurați este directorul. Cu toate acestea, aceea de a-și alege oamenii, directorul nu poate face nimic în învățământul românesc. Practic, echipele se fac prin acele concursuri naționale și prin ce derivă din asta, diversele etape de mișcare, care nu pot fi influențate de foarte multe ori de școală și cu probleme în unele zone. Sunteți în situația totuși fericită la Novaci, că nu se vede partea negativă, se vede doar partea pozitivă a rezultatelor la acest moment. Nu vreau să spun că suntem un liceu extraordinar și nu există probleme. Ca în orice instituție de învățământ ne izbim de anumite probleme pe care încercăm să le rezolvăm. Și zic eu că am format un colectiv unit care găsește soluții la problemele care se ivesc. Și cred că este foarte important într-o școală să fie un colectiv care să cupleze la inițiativele și ale colegilor, suntem de fapt o echipă. Asta înseamnă foarte mult, colaborarea, și în același timp, nu numai pe activitatea, este clar până la urmă, sau cel puțin așa ar trebui să fie, activitatea didactică derivă din fișa postului, din sarcinile care le are fiecare cadru didactic. Contează însă la fel de mult, mai ales în ziua de astăzi, iar din ce știu eu la Novaci, chiar vă ține și de chestia asta, partea activităților extrașcolare, a proiectelor, a programelor în care sunteți implicați în general. Ce ne puteți spune despre asta? Și anul acesta am continuat vechile proiecte. Este vorba de un proiect foarte important pe care îl avem de 6 ani cu un liceu din Franța. Deja au fost vizitele în toamnă, la începutul anului școlar a fost vizita grupului de elevi francezi, apoi s-au deplasat elevii noștri în Franța. Așteptăm vizita a 10 profesori francezi în liceul nostru. Este unul din proiectele de suflet ale liceului. Avem, de altfel, parteneriate încheiate cu universitățile la care elevii noștri merg. E vorba de Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Constantin Brâncuș Târgu Jiu, Universitatea Petroșani, Universitatea București. Avem parteneriatele, să zic eu așa, obișnuite cu agenții economici care ne sprijină foarte mult în activitățile noastre și sunt convențiile de practică
încheiate cu aceștia. Și să știți că aș vrea să vorbesc puțin și de importanța parteneriatelor locale cu poliția, cu jandarmeria, cu primăria, cu spitalul Novaci. Știu eu, sunt extrem de importante în educația copiilor. Chiar săptămâna aceasta am derulat câteva activități împreună cu jandarmeria și poliția de la Novaci. Avem parteneria cu Garda de Mediu. Deci sunt, până la urmă, proiectele pe care noi vrem să le continuăm și care contribuie la educația elevilor noștri. Unul din proiectele cele mai importante pe care îl socotez, dar și datorită vechimii, în sensul că e vorba de ediția a 12-a, dacă am numărat. A 12-a, da, 12-a acesta, din ce am numărat eu. E vorba de concursul regional de istorie Dumitru Micu Popescu. Având în vedere că ne apropiem de aceea, de o nouă ediție, care sunt ultimile amănunte, să spunem așa? Pe 13 mai am stabilit data concursului de istorie. Așa cum deja știe toată lumea, este organizat de Liceul Teoretic Novaci cu sprijinul familiei domnului Dumitru Micu Popescu, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Societății de Științe Istorice Gorj, cu Sindicatul Liber din Învățământ, cu Ziarul Vertical. Deci avem colaboratori excelenți și... Și încă de la prima ediție. Ca și încă de la prima ediție, da. S-au menținut de la prima ediție. Iar ediția de la anul acesta are o temă generoasă. Este viața cotidiană în secolul al XX-lea. Deja cred că echipajele vor fi bine pregătite și vom vedea lucruri interesante acolo la concurs. Avem semnale ale participării din județul Hunedoara, un liceu de la Petroșani. Este posibil să participe și din județul Vâlcea și încercăm să facem cunoscut concursul, nu doar în județele limitrofe, să încercăm totuși să facem cunoscut concursul și în alte județe. Da, în același timp sunt așteptate foarte multe licee din Gorj la acest concurs. Au fost ediții cu participare foarte mare, cu participare mare, cu participare mai puțin mare, mai ales când s-a apropiat ca dată de examen de bacalaureat, că da. De multe ori au fost echipaje care veneau spre clasa 12-a și numai prioritatea era alta. Dar am vrut să vorbim despre acest concurs, el a stârnit și o altă emulație, am văzut acolo la nivelul de Novaci, pentru că inclusiv, vorbeam de agenții economici, inclusiv Obștea a fost alături de liceu anul trecut și aș putea spune că e un lucru important, n-am mai auzit cel puțin la nivelul Gorjului, ca acestea să fie implicate în acțiuni de genul acesta și asta înseamnă foarte mult. Pe de altă parte, este unul din partenerii, nu știu dacă i-am amintit mai devreme, dar este clar că este și administrația locală din Novaș care a fost alături de această competiție încă de la începuturi. În privința rezultatelor acestui concurs, trebuie să demarcăm un lucru și anume faptul că istoria Gorjului, ceea care din păcate nu se studiază la liceu, asta este, așa e programa făcută, istoria locală are o pondere extrem de redusă, nesemnificativă. Acest concurs asta încearcă să acopere, această deficiență a manualelor și se și reușește, e destul de cunoscută și inclusiv istoria zonei, pentru că au fost ediții care au pus accent pe acest lucru. Inclusiv acum e posibil să fie teme alese de către concurenți din istoria zonei respective, nu neapărat numai a întregului județ. Da. Și pentru că ați amintit partenerul de anul trecut, e vorba de Obștea Banca Gelortul,
Anul acesta, această obște a sprijinit de 5 ani de zile liceul din Novaci prin acordarea de premii la sfârșitul anului școlar celor mai buni elevi de clasa 12-a cu rezultate deosebite. Deci premii substanțiale și a fost mereu aproape de noi. Poate și pentru că președintele acestei obști este absolvent al liceului din Novaci și este mereu alături. Anul acesta obștea a venit cu o propunere de o altă activitate extrașcolară, extrem de interesantă, un concurs pe care să îl organizăm în liceu pe teme de turism local. Chiar se numește Turist în Munții Parâng. Și constă în crearea unor echipaje de câte 3 elevi care să își realizeze materiale pentru promovarea zonei. Au plecat de la ideea că tineretul vede altfel turismul decât... Cu siguranță, da. Și ce mi s-a părut foarte interesant, când am stat de vorbă cu domnul președinte, se premiază inclusiv ideile pe care le promovează tinerii din participanți. Iar premiile nu sunt deloc de neglijat. Premiul întâi este 1500 de lei, premiul 2 1200, premiul 3 1000, este premiul pentru originalitatea materialelor expuse de 500 de lei, premii de participare și un premiu surpriză, o excursie de 3 zile. Se va desfășura pe 14 mai. Luna mai pentru liceul din Novaci este o lună aglomerată cu multe activități. Va fi și Săptămâna Culturii Novăcene, la care liceul va participa cu siguranță. Deci continuăm și cu activitățile acestea, în paralel cu pregătirea pentru examenele naționale. De fapt, pentru bacalaureat și exact. Pentru și procesul de admitere în liceu, care exact. Este foarte important. Da. N-am spus, dar și concursul celălalt, Dumitru Micu Popescu, are premii substanțiale și printre cele mai mari din țară la asemenea competiție, înseamnă 300 de dolari premiul întâi. Da, vorbim de dolari deja. Da. Deci aici, o sumă destul de importantă care a atras, în general, foarte mulți elevi în competiție. Profitând de această emisiune, aș vrea să discutăm și alte probleme care derivă din viața liceală, au, să zicem așa, suport și la Novaci. Mă refer că sunt în momentul de față în discuție noi schimbări la nivelul învățământului și poate se așteaptă mai mult și de la noi ca să influențăm cumva aceste schimbări. Au fost în dezbatere publică diverse acte, acum s-a demarat, practic, s-au demarat primele discuții pentru o nouă lege a educației. Din această perspectivă și privind învățământul liceal, atât teoretic cum l-aveți la Novaci, dar și celălalt, și tehnologii, și tot ce ține de... Ce ar putea sau ce n-a fost prevăzut, ce ar trebui ca noua lege să vină cu modificări? Sunt ele necesare, unele modificări, sau actuala legislație acoperă cumva? Dacă privesc din perspectiva învățământului liceal, cred că legea educației ar trebui să vină în primul rând cu o altă modalitate de admitere în liceu. Deci admiterea în liceu să nu mai fie în funcție de... notele de la evaluarea națională și de practic 80% de la... este acum, 80% da. Evaluarea națională, 20% rezultatele 5-8. Da, da. Dar liceele ar trebui să organizeze concursuri de admitere. Cred că este foarte important concursul de admitere în liceu. Cum îl vedeți ăsta la Novaci, având în vedere că de regulă, și mă gândesc la facultăți, toate au scos examenul de admitere pe motiv că n-ar mai fi fost candidat să le acopere locurile. Eu sunt de principiu păstrării calității. Și nu cred că, cantitatea trebuie să primeze.
Și până la urmă, orice liceu trebuie să-și asume răspunderea pentru resursa umană care îi vine în liceu. Deci am evitat surprizele de genul dacă am avea un examen de admitere mai dificil sau mai puțin dificil în funcție de cum ar fi și, să zicem, numărul de candidați. Am evitat să avem surprize de genul acela cu copiii intrați la liceu cu medii de 2-3, că se întâmplă și în momentul de față. Și pe care noi să începem să învățăm, da, să-i alfabetizăm. Da, și care nu pot fi duși, e aproape imposibil să-i duci la peste media de 6, ca să ia examenul de bacalaureat. Este problema liceelor până la urmă asta. Nu, programa liceală este vastă, este aglomerată, iar profesorii trebuie să caute tot felul de modalități, de ore suplimentare, neremunerate, cu elevii pentru a-i aduce la un nivel minim ca să poți să continui ceea ce, într-adevăr, își cere programa de liceu. Asta ar schimba prima dată. Interesant, dar legat de asta... mai este necesar examenul de bacalaureat, având în vedere că frații de peste Prut, și nu cu ghilimele, actualul președinte Dodon, una dintre propunerile din campanie electorală și care vrea să o pună acum în practică este de scoaterea bacalaureatului, deci definitiv. Examenul de bacalaureat a fost totdeauna examen de maturitate. Și este normal ca la sfârșitul unui ciclu de învățământ să susții un examen, să-ți demonstrezi cunoștințele pe care le-ai acumulat în acești 4 ani. Și ar fi normal ca și admiterea în facultate să fie tot cu examen. Susțin lucrul ăsta, am dat examen la facultate, sunt facultăți care își respectă statutul și susțin în continuare examen de admitere și cred că și rezultatele se văd în felul ăsta. O altă întrebare care mă tot, să spunem așa, și am tot vrut să o pun invitațiilor mei și chiar în această săptămână Guvernul României a anunțat că vom intra și noi, deci se plătește acea taxă la firma care realizează testările PISA și vom avea o nouă evaluare PISA și noi românii. Cum priviți această evaluare, tipul acesta, care diferă mult de ce se cere și se face la momentul acesta în învățământul românesc și cât de relevantă este acea evaluare de tip PISA pentru învățământul românesc? Că suntem catalogați după un tip de evaluare care nu prea e specifică, din nefericire, învățământul românesc. Avem o altă structură. Nu neapărat că avem altă structură, dar eu am insistat, noi am și fost școală care a organizat în 2014 testarea PISA. Cred și am explicat profesorilor că până la urmă elevii noștri nu neapărat o să rămână doar în România, o să meargă în străinătate. Acolo abilitățile pe care le au și le pot demonstra foarte ușor. Le trebuie puțin curaj. Copiii din România sunt neîncurajați să gândească logic, să fie, până la urmă le dăm foarte multe informații și nu îi ancorăm într-o realitate în care ei vor trăi sau chiar trăiesc într-o realitate și nu percep foarte ușor realitatea. Și cred că rezultatele la testele PISA, dacă s-ar discuta în consiliile profesorale până la urmă și la clasă, poți să-ți rezervi 5 minute să poți să spui copiilor despre ele, să-i pregătești într-un fel, nu să-l pui în fața faptului împlinit, asta este lucrarea tu să faci. Cum știm că am organizat aceste teste PISA. Legat de asta, recent un sondaj spunea că avem un număr foarte mare de elevi la de 15 ani analfabeți funcțional. Da. Da. Sunt și în liceul nostru, am identificat acești elevi, dar lucrăm separat cu ei și... Nu, să spunem că nu sunt în sensul că nu știu să citească, deci pentru cei care se uită la noi și nu știu acest lucru... Deci analfabetismul este altceva, analfabet funcțional... Nu înțeleg ce citesc, practic, asta rezumă, da. Și culmea este că examenele de bacalaureat, de exemplu la limba și literatura română, este textul
la primul subiect cu întrebări pe textul respectiv. Noi am identificat acești copii în liceul nostru și lucrăm cu ei și pot să spun că rezultatele se văd. Se vede un progres la acești elevi, îți trebuie doar ție ca dascăl răbdare și, bineînțeles, dăruire foarte mult. Cu siguranță. Vorbim, pentru că vorbeam de acest lucru, sunt și câteva întrebări venite. Una dintre ele spune așa, învățământul liceal novăcean este o temă foarte bună pentru această emisiune. Mă bucur că la Novaci se face în continuare învățământ, pentru că acolo am absolvit și eu cu 30 de ani în urmă. Probabil este un absolvent, da, din promoția care s-a anunțat că vor avea o întâlnire de 30 de ani. Probabil de asta se și uită cu atenție. Da, cineva ne întreabă care este ultima medie de intrare, probabil care a fost anul trecut. La ce profil? Nu spune, spune că la liceul din Novaci, nu spune de profil. Da, deci ar trebui să specificăm următorul lucru. Anul acesta, noi la clasa 9 avem clasă de matematică informatică intensiv informatică, la care media de admitere este mare, în jur de 6,90, deci se apropie de 7. O clasă de filologie cu medii foarte mari, la fel. Avem o clasă de învățământ tehnologic, deci economic, cu medie în jur de 6. Avem o clasă de științele naturii. Aici este media mai mică și să nu uităm că mă întreabă de care este media. Avem o clasă de învățământ profesional. Și dacă este acolo la învățământul profesional, ca peste tot, mediile, avem și copii care nu au susținut valorile naționale. Da, exact. Media. În funcție de profil, deci asta... Vă mai întreabă cineva altceva. Care au fost rezultatele la simularea recentă? Pentru că în unele părți din județ rezultatele au fost dezastroase, spune cineva. Duminică am avut ședința cu părinții și am și comunicat rezultatele. În la clasa a 12-a ne menținem în media pe județ. Dar aș vrea să fac următoarea afirmație. La noi s-a corectat exigent, extrem de exigent, și când am prezentat rezultatele și spun media pe județ, nu am luat un calcul pe elevii care au medii între 4, 80 și 5. Deci, așa cum știe toată lumea, un copil care ia 4,80 cu siguranță la o simulare, cu siguranță se va duce la 5, chiar la 6. De aceea suntem pe simulare, suntem în media județului. Este ca și în tot județul, la clasa 11-a, dezinteresul unor elevi s-a văzut. Să zicem că mai au un an să se pună la ei tot timpul spun mai au un, nu, asta am și repetat intenționat, da. Dar s-a corectat extrem de exigent, chiar extrem de exigent, și de aceea valorile nu s-au inversat și cred că asta este foarte important. Iar în discuțiile pe care le-am avut cu elevii privim simularea ca dușul rece care îi va trezi, cu siguranță, la realitate. Suntem în grafic. Cineva spune așa, câte clase vor fi în acest an de liceu la Novaci și dacă ne poate spune doamna directoare, și se întrerupe mesajul. Ce să ne spune, nu știu. Profilurile, probabil. Spune, da, spuneți-ne, probabil. Deci e mesaj, da. N-a intrat tot sau l-a întrerupt? Avem aprobat planul de școlarizare, mergem pe clasele de învățământ teoretic, deci clasa de matematică informatică intensiv informatică, o clasă cu 28 de locuri, clasa de filologie cu 28 de locuri, clasa de științe ale naturii cu 28 de locuri, clasa de economic cu 28 de locuri și o clasă de învățământ profesional cu 28 de locuri.
am păstrat același plan de școlarizare, am schimbat doar la învățământul profesional calificarea. Dacă anul acesta avem lucrător hotelier, anul viitor vom avea lucrător în comerț, deci încercăm să diversificăm puțin în funcție și de nevoile zonei, pentru că ne-am consultat cu agenții economici în stabilirea acestui profil. Da, încă cineva spune așa, e o zonă foarte frumoasă la Novaci, așa că dacă este și o școală bună, ne bucurăm din tot sufletul. Felicitări celor care lucrează acolo și la mai bine. Mulțumim! Da, nu sunt mesaje negative până în momentul de față. Până că în momentul sunt pozitive, de față, da. Este posibil să... Pe noi ne bucură aprecierile. În general, zona de nord este o zonă curată la suflet și cred că de aici pleacă, să zic eu așa... Da, o zonă în care totuși mai sunt și alte unități școlare de profil, să zicem așa, deci există cumva și concurența și cu atât mai bine că vă faceți clasele și încă cu medii destul de mari. Da, nu am avut probleme cu planurile de școlarizare, dar eu aș zice că au fost și planuri de școlarizare realiste și cred că asta este foarte important. Am înțeles. Mergând mai departe în discuția noastră și în ce se prefigurează acum și vorbeam puțin mai devreme de o nouă lege a educației și noutăți legislative, e un scandal întreg la acest moment. În țară se poate vedea, sunt dezbateri pe internet, chiar în diverse reviste de specialitate, între drepturile elevilor, acelea conferite de statutul aprobat în 2016 și restricțiile care le impun școlile, acele regulamente de ordine interioară și toate cele care de multe ori vin în coliziune. Ba mai mult, recent, reprezentanții Consiliului Elevilor la nivel de țară dădeau exemple de încălcare a unor drepturi din statut, aminteau câteva județe, din fericire Gorjul n-a apărut pe lista respectivă, la acea enumerare rapidă de 7-8 județe, dar printre cele citate de, să spunem așa, de încălcare, spuneau de exemplu reprezentanții elevilor că nu se respectă aceea idee de a chema reprezentantul Consiliului Elevilor la ședințele de Consiliu de Administrație când se discută măcar probleme legate de elevi direct. Nu, deci la noi în școală totdeauna am chemat reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație, dar la noi nu mai este acum, deci după ultimul regulament al Consiliului de Administrație, noi ne încadrăm în liceele în care reprezentantul elevilor nu mai este. O să aibă poate doar statut de observator, da. Sigur că da. Și l-am consultat totdeauna. Pot să vă spun că nu știu în ce măsură elevii percep regulamentul ca pe o lege, dar noi le-am explicat și în liceu permanent și lor că este prima lege cu care ia ei contact. Și respectarea acestui regulament duce până la urmă la disciplină, iar disciplina duce mai departe la rezultate. Fără disciplină nu se poate organiza până la urmă un învățământ. Pe partea cealaltă au foarte multe drepturi elevii prin statut. Ei își cunosc foarte bine drepturile. Spun profesorii, cei care treabă, sunt elevii pe o parte spun asta, pe partea cealaltă sunt profesori și se susține chestia aceasta că sunt foarte multe drepturi ale elevilor care de multe ori nu știu dacă se pot fi respectate în totalitate. Eu vă dau exemplu unui drept pe care liceul nostru îl recunoaște, nu știu în ce măsură îl recunosc alte licee, dreptul de a fi premiați în urma rezultatelor obținute. La noi în liceu lucrul acesta se face. Și elevii sunt totdeauna recompensați pentru munca pe care o depun. Știu, lor le-ar trebui probabil mai multă libertate, dar trebuie să fie o libertate înțeleasă.
zic eu, în școli. Și până la urmă nu trebuie să fim, știu, doi adversari. Noi trebuie să fim o familie, împreună cu familiile lor, școala și elevii, trebuie să existe o colaborare între toți acești factori pentru a da rezultate. Și cred că asta este unul dintre faptele care se întâmplă în Novaci. Colaborăm foarte bine cu părinții, vin la ședințele cu părinții, diriginții țin legătura mereu cu părinții și probabil că... Trec mai departe, au mai venit între timp întrebări. Una din ele este dacă sunt din Roșia și mă interesează dacă la învățământul profesional la Nuva se va respecta ideea anunțată de domnul ministru cu gratuitatea cazării și mesei în anul școlar următor. Deci, deocamdată, cu siguranță, în momentul în care aceasta va deveni, am înțeles că este proiect. Deci în momentul în care... A trecut deja. Da. Cu siguranță, adică, se respectă în toate școlile din România. N-a fost promulgată, dar este asta la nivelul parlamentar. În momentul în care se va promulga, asta se va respecta în toate școlile din România, nu neapărat în liceul din Novaci, peste tot. Deci foarte important. Trebuie să fie, mai ales că noi avem în dotare și cantina. Avem și cantină și internat, deci putem să oferim, să zic eu, să organizăm ușor această... Era o întrebare și mărturisesc că am aflat câte ceva înainte de emisiune despre ce a fost în săptămâna cea trecut numită la nivel județean Săptămâna Meseriilor, dar care, cum faceți promovarea, să spunem, liceului la nivelul școlilor din zona Novaci? Da, săptămâna trecută a fost Săptămâna Meseriilor, o activitate așa numera, o activitate interesantă a fost vizita elevilor de clasa 8-a de la școala generală din Novaci și anul acesta i-am invitat pe elevi nu doar să cunoască școala noastră, ci să participe efectiv la activitățile de la cursuri și s-au integrat foarte ușor, le-a plăcut. Iar promovarea liceului va fi în momentul în care se organizează târgul de ofertă educațională. Așteptăm vizita elevilor, dar în același timp și echipe de profesori și de elevi se deplasează în școlile din zonă pentru promovarea ofertei educaționale. Am înțeles. Trebuie să spun că deci noi nu primim... Acel număr este doar de SMS, cei care vor să ne trimită SMS-uri pot să o facă pe acel număr, să nu mai facă apeluri indirect. Bine, telefonul este pe silent, dar de foarte multe ori intră apeluri și nu e în regulă, ne împiedică să și citim mesaje dacă acestea sunt. Pentru că vorbeam de această promovare, cu siguranță ea trebuie făcută, oferte școlare, chiar dacă sunteți într-o zonă în care, să spunem așa, copiii vin, s-a creat o tradiție de a veni din zona Novaci și chiar din zonele limitrofe. Pe de altă parte, iată că ei mai întreabă pentru diverse chestii, deci e bine că facem aceste lucruri și le răspundem la întrebări sau pot să vină în contact cu reprezentanții școlii liceului dumneavoastră. Nu mai avem chiar foarte mult timp, tocmai de aceea haideți să atingem și alte puncte pe care ni le propusasem în această emisiune. Una dintre ele, având în vedere că recent ați trecut printr-un concurs de directori, deci pentru obținerea postului de director, susținut cu brio, deci mandat următorii 4 ani, și aș vrea să vă întreb, în primul rând, care este rețeta succesului, având în vedere că vorbim cu un director cu ștate vechi la conducerea unității, și mai ales care sunt planurile de viitor, adică cei care se uită la noi, mai ales și din zona Novaci, ce v-ați propus să faceți la Novaci și în următorii 4 ani? Pe lângă învățământ și calitate, care asta e clar că o faceți deja. Rețeta succesului, cred că... Susținerea pe care o am din partea
familiei este una dintre unul dintre ingrediente. Mă motivează și faptul că am văzut că am sprijinul colegilor. Mă bucură rezultatele pe care le-am avut cu elevii mei, deci la limba și literatura română. Îmi place să fiu dascăl și îmi place să fiu manager într-o școală serioasă. Cred că asta este rețeta succesului. Iar ca planuri, mi-aș dori din suflet să fim, știu eu, peste 2 ani, peste 3 ani, în top 3 licee cu rezultate deosebite la bacalaureat, și asta înseamnă muncă enormă, să continuăm proiectele pe care le avem, să participăm și la alte proiecte internaționale extrem de bune pentru elevii noștri, le ofer o deschidere europeană frumoasă, și cred că asta este așa, în linii mari. Ați zis, dincolo de... Am înțeles. Și vă dorim succes. Mulțumesc. Asta înseamnă succes și pentru învățământul Novăcean, și asta e cu atât mai bine. Mi-au rămas foarte multe întrebări, unele pe care doream să le... Una dintre ele... și care aș fi vrut să aflu părerea unui manager și în același timp profesor cu ștate vechi. De curând, profesorii din învățământul preuniversitar au fost declarați de o instanță, și încă una foarte importantă, funcționari publici. Însă, din câte, nu suntem funcționari publici în adevăratul sens al cuvântului, ci doar cu obligațiile acelea, mai ales în sensul anticorupție și toate celelalte. În rest, drepturile funcționarilor publici nu ajung și la cadrele didactice. Cum comentați acest lucru? Până la urmă, că ești funcționar public sau nu ești funcționar public, în primul rând ești dascăl. Corupția nu are ce căuta în învățământ. Deci că ești dascăl sau funcționar public, asta pe noi nu ne împiedică. Pentru un dascăl care nu este corupt, indiferent că se numește așa sau așa. Pe partea cealaltă, că nu avem aceleași drepturi ca și funcționarii publici, haideți să acceptăm până la urmă și ideea că există categorii și categorii sociale. Noi toți vrem să fim cum este cel de alături. Este, cred că, o mentalitate a poporului român. De ce eu sunt așa și celălalt este altfel? Nu că nu aș milita pentru drepturile dascălilor, dar cred că modestia și ideea de a fi dascăl presupune în primul rând o satisfacție sufletească. Da, presupune ceva din domnul Trandafir și toate cele, toți suntem... Probabil că suntem puțin de modă veche. Da, cu un profesor de limba română. Am ajuns la finalul emisiunii, cu promisiunea că vom reveni în aceeași formulă sau în această perioadă de promovare, poate o să reușim să ajungem și la Novaci. Mulțumim pentru prezența la emisiune. Vă așteptăm cu drag oricând la noi și noi vă mulțumim. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană. Doamna Mădălina Popica, directorul Liceului Teoretic Novaci, a fost împreună cu noi. Mulțumim pentru atenție. La revedere!